Atacul sângeros a avut loc în această dimineață în județul Dâmbovița, iar protagonista a fost o femeie trecută de vârsta a doua, care și-ar fi dorit să doarmă, doar că nu a fost lăsată de iubit. Mare greșeală din partea lui Gheorghe, căci Coana Vica a atacat. La scurt timp după agresiune, echipa noastră a ajuns la fața locului. Bătrâna Vica stătea pe prispa casei și privea. Asta în timp ce iubitul ei zăcea la pământ, iar autoritățile mișunau prin o gradă. Femeia a recunoscut cu seninătate tot ce a făcut. L-ați lovit cu toporul în cap, pe soțul noastră? De ce, doamnă? Ne-am certat. Pe ce v-ați certat? Nu m-a lăsat să mă odihnesc. Păi ce vă făcea? Vă dorgoream într-una în jură. Și i-ați dat cu toporul în cap? I-am dat. De câte ori? De două ori. Și acum? Dumnezeu, ce-o vrea. Sper să facă el zi. Vă pare rău acum? Da. Din fericire, bărbatul atacat a scăpat cu viață, însă medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea lui de sănătate pe viitor. Este în viață, bărbatul? Întrebată de reporter ce s-a întâmplat, Coana Vica s-a ridicat de pe prispă și cu pași mărunți s-a îndreptat spre camera de filmare. Cum vă numiți? Zanfira Vica. Ce s-a întâmplat, doamnă? Ne-am certat. De la ce ați pornit certa? De la băutura lui. Bea? Bea. Și ce vă zicea de v-a spălat așa de tare? M-a zărat cu ea. Băieții de la poliție, și n-ați mai putut rezista. Costine! Ce ați făcut? Da. Am luat toporul și am dat. De câte ori ați dat? De două ori. În cap? Da. Coana Vica stătea de vorbă cu presa, asta în timp ce asistenta de pe ambulanță alerga când la cel rănit, când la salvare, în încercarea de a-l ajuta cât mai repede pe bărbat. Bărbatul pe care această femeie, la care vă uitați, l-a lovit cu brutalitate. Cine a sunat la ambulanță? Eu am fost la fratele lui. La fratele lui. Ce i-a spus? Să vie să-l ducă, că poate îl scap. A, n-ați vrut să... Nu, îmi pare foarte rău. Nu. Aveți copii? Am, 3 fete. Să vă trăiască. Din prima căsătorie. A, cu el nu aveți? Nu. De cât timp? Când stați împreună? Păi am vreo 5 ani. 5 ani de când stați? Da. Și de atunci mereu vă certați? Nu chiar mereu, de când a luat serviciu. De unde l-ați venit? În cap. Să... În cap. I-ați dat puternic. Eu sper să scape. Mă rog la Dumnezeu să scape. Nu cu tăișul. Este în stare gravă? Da. Fratele victimei a vorbit și el cu o oarecare detașare despre cele întâmplate. Doamna și v-a anunțat? M-am întâlnit pe lucru. Și ce v-a spus? Venea cu fetele la școală. Așa. Și mi-a zis, vină până acasă la mine. De ce? Păi nu mi-a zis de ce și când am văzut, când am ajuns acasă aici, a zis, uite, i-am dat fratele un topor în cap. În ce stare era fratele nostru? L-ați văzut? N-ați intrat? Nu. Lasă. M-am uitat de câte ușă și am mișcat pe eu am sunat. La 112. Ea mai e recidivă asta. Adică? A mai făcut o faptă, a opărit un copil. Pe cine? Fata ei, proprie. De ce a opărit? Pe cam nu știi. Și a făcut pușcărie? Da, corect. Cum nasul dumneavoastră zice că ați făcut închisoare, că ați v-ați opărit copilul, așa este? Da. Când? Da. În 91. 91? Da. Și ce ați avut cu fata de azi? Ce s-a întâmplat? Fugea la unitatea militară. Și ce i-ați făcut? Am dat cu oala, cu apa, însă că dau alea că și... Ați opărit-o rău? I-am pus pe picioare. Acum ați băut ceva, doamnă? Sunteți? Nu. Nu. Păi nu umblu cu băutură. Și ați făcut închisoare, doamnă? Da. Cât? 5 ani și nu știu. Păi ce-a pățit fata? A rămas în prima? A murit? Ce s-a mai... A murit. A murit fata? Da. Opărită? Da. De dumneavoastră? Da. Se ducea la unitatea militară. Mereu venea militare aici. Când v-ați eliberat din închisoare, v-ați cuplat cu domnul, nu? Nu. Am fost cu altul. M-am dus cu vacile și cu urmă m-am cuplat cu el. Și de primul de ce v-ați despărțit? A murit. Și cu actualul? A murit. Eu am fost la pușcărie, el a fost acasă și a murit.